În pauza competițională de două săptămâni, Dorinel Munteanu și-a luat elevii în cantonament la Poiana Brașov ca să pregătească meciul cu CFR Cluj și să îi integreze în lot pe noii veniți. Între timp, șefii clubului se luptă cu impresarii. După ce în urmă cu o lună o firmă de impresariat din Portugalia cerea insolvența Astrii pentru că nu a plătit costurile tranzacțiilor a doi fotbaliști, Yazalde Gomez și Pedro Santos, acum un alt fotbalist îi face probleme lui Ioan Nicolae. Elio Grandan a fost transferat de Astra prin intermediul impresarului italian Mariano Bizzari, care nu și-a recuperat 25.000 de euro de pe urma negocierilor, iar acum cere insolvența Astrei. Eliot Grandan a evoluat doar în 3 meciuri pentru Giurgiuveni, dar nu a confirmat chiar dacă a evoluat la Olympic Marseille și Crystal Palace în trecut. Insolvența este ca o epidemie în Liga 1. Până în momentul de față, 7 cluburi sunt afectate. Dinamo, Rapid, FC Brașov, Petrolul, CFR Cluj, Oțelul și Universitatea Cluj nu pot evolua în cupele europene.